Ziua de 1 iunie este sărbătorită ca fiind Ziua Internațională a Copilului, pentru că mai toți elevii sunt liberi în ultima zi din luna mai. Cadrele didactice de la grădinița numărul 3 din Drobeta Turnu Severin au pregătit tot felul de surprize pentru copiilor. Drept urmare, cei mici au avut parte de dansuri, cântece și și-au întâlnit mascotele preferate. La grădinița cu program prelungit numărul 3 din Drobeta Turnu Severin a fost veselie mare. Copiii împreună cu dascălii lor au avut o zi întreagă de activități. Au desenat, au stat în aer liber și s-au întâlnit cu personajele preferate, alături de care s-au jucat și au dansat. Surpriza zilei a fost toboganul gonflabil de care cei mici nu se mai puteau deslipi. Am considerat că este frumos să marcăm și noi acest eveniment și astfel cadrele grădiniței cu program prelungit numărul 3, atât cele de la program prelungit cât și cele de la program normal, s-au organizat. Acest eveniment am gândit noi să vină cumva și în scopul de a diminua cât de cât efectele pandemiei pe care pe copii a afectat la nivel socio-emoțional. Cu această ocazie le urăm tuturor copiilor la mulți ani și să aibă o copilărie de vis. Această petrecere dedicată copiilor creează amintiri care vor dura toată viața. La mulți ani tuturor copiilor! Să înțelegem că astăzi a fost o zi mai diferită. Da, sigur. A fost grozav. Au venit niște mascote care ne-au plăcut aproape toate, în afară de unii. Și am făcut desene pe asfalt, am... A stat mai mult afară astăzi, da. În aer liber. Ce mascote au venit astăzi? Au venit Shopee, Peppa și... Chase. Ție care îți place cel mai mult? Peppa. Ți-au plăcut surprizele de astăzi? Da, foarte mult. Da, foarte tare. Astăzi ați avut parte de mai multe surprize. Da. Da. Ce surprize? De mascote. De mascote. Cu Peppa Pig, cu Shopee. Ați stat afară, în aer liber, ați desenat. Da, desenat mai mult cu cretă. Ziua copilului este sărbătorită pe data de 1 iunie, atât în România, cât și în alte 50 de țări de pe glob. Deși este dedicată celor mici, pe 1 iunie fiecare dintre noi poate să se simtă din nou copil, să lase grijile deoparte și să redescopere bucuria jocului.